de ce cad unii oameni celebri, cântăreți și predicatori. În ultima perioadă nu este an să n de o cădere. A doua întrebare, de ce unii care s-au botezat după un timp au abandonat biserica? Și a treia întrebare pe care o pun, de ce unii, chiar dacă n au abandonat biserica, dar s-au îndepărtat de Dumnezeu? De ce ne abatem de la calea îngustă? De ce cădem pe calea îngustă? De ce șchiopătăm pe calea îngustă? Este un singur răspuns. Nu avem rezistență pe calea îngustă. Pe calea îngustă trebuie să mergem și spune Cuvântul lui Dumnezeu să ne duce în mântuirea până la capăt. Deci, nu înseamnă că dacă ai pornit gata, nu. Trebuie să mergi pe calea îngustă până la capăt. John Bunyan este o carte care, după Biblie, a fost cea mai citită carte în Anglia de comunitatea creștină. Călătoria pelerinului. John Bunyan a stat în pușcărie, a fost un predicator, ani de zile, fiindcă nu ținea serviciile bisericii anglicane. Asta era, fiindcă proclama Evanghelia. În închisoare a scris această carte, care este o alegorie privind călătoria pe calea îngustă. Vă recomand să o citiți. Mai apare sub numele de călătoria creștinului. De fapt, John Bunyan prezintă în această carte drumul nostru pe calea angustă, care e un drum greu. Un drum cu ispite, un drum în care luptăm să ne păstrăm neprihănirea, un drum cu încercări, un drum cu suferințe. Acesta este titlul mesajului Rezistența pe calea îngustă. Textul citit a prezentat două căi. Calea cea largă, care duce la pierzare, pe care sunt mulți și calea îngustă care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Dar și aceștia puțini care merg pe calea îngustă trebuie să termine calea îngustă, trebuie să termine drumul. Patru domenii de rezistență pe calea îngustă. Primul domeniu este rezistența neprihănirii. Uitați ce spune prorocul Ezechiel. Ezechiel 18, cu 24. Însă dacă cel neprihănit se abate de la neprinerea lui și săvârșește în legiurile, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu! De ce zice Scriptura! Toată neprihănirea lui va fi uitată! Pentru că s-a dat la legiurile și la păcat, de aceea va muri în ele. Versetul 26. Dacă cel neprihănit să abate de la neprinirea lui și să vârșește în legiuirea și moare pentru aceasta, moare din pricină în legiuirii pe care a săvârșit-o. Deci cel neprihănit se poate abate de la neprinirea lui. Unii se abate la bătrânețe. Mă înfior când aud doi oameni bătrâni că divorțează și se abat și de la Domnul. Cel neprihănit se abate în neprihănirea lui. Toate Toată va fi uitată. Deci noi trebuie să avem rezistența neprihănirii. E o avertizare aici. Domne, dă-ne rezistența neprihănirii. Să nu ne abatem de la neprihănire. Pe calea îngustă trebuie să avem rezistența neprihănirii. Trebuie să facem analiza personală pentru această rezistență a neprihănirii. În 1 Ioan, capitolul 1, versetul 8, ne este prezentată această analiză personală. În ce constă această analiză personală? Versetul 8 spune din 1 Ioan 1. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele, să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este noi. Deci noi trebuie să ne analizăm zilnic, fiți atenți, zilnic să ne analizăm. Doamne, ce am greșit azi? Ce am păcătuit azi? Cu ce te-am supărat azi? Să ne mărturisim păcatele zilnic? fără această mărturisire ne vom împietri. Unii nu au această analiză personală. Noi trebuie să avem această zilnic, să ne punem timp deoparte, să ne analizăm înaintea Domnului. Doamne, luminează mintea, Doamne, prin Duhul Sfânt, luminează mintea cu ce ți-am greșit astăzi. Să ne mărturisim păcatele, să ne curățim inimile. Fără această analiză zilnică, dragii mei, noi nu avem rezistența nepihănirii, pentru că păcatul ne va în fășura, Vom fi deja împietriți. Pentru că dacă noi ne înșelăm și zicem că n-am păcătuit, suntem mincinoși. Sunt păcate de două categorii, de omitere și de comitere. Cine știe să facă bine și nu-l face, păcatul ăsta e de omitere. Și păcate comise. Uneori neglijăm foarte mult păcatele de omitere. Știam să facem bine și n-am făcut. De aceea, dragii mei, să venim la această analiză personală zilnică. Doamne, cercetează-mă! Cum am trăit azi înaintea ta? Ce vorbă nu ți-a plăcut? Ce faptă nu ți-a plăcut? Ce gând nu ți-a plăcut? Analiză zilnică, nu odată la două zile, zilnică. Zilnic să avem această disciplină, această analiză personală. Doamne, curățește minima. -mi Ajută-mă să mă îndrept. Doamne, mărturisesc păcatele. Această rezistență a neprihănirii este extraordinar de importantă pentru viețile noastre. Vedem rezistența neprihănirii la Iov. A rămas neprihănit. Spune soția lui Iov, bleastă -mă pe Dumnezeu și... n -a mai rezistat soția. uitați că n-a divorțat Iov de soție, a rămas. Bleastă pe Dumnezeu și mori. Adică lasă cu neprianirea în pace. Măcar mori, blestem pe Dumnezeu și mor ca un păcătos. Eu v-am rezistat. În încercarea pe care a avut-o eu, vei greu să ai rezistența neprianirii. Cercetat puțin de ce unii se lasă de biserică. De ce se lasă de calea îngustă. Știți ce zic? Pe mine nu m-a ascultat Dumnezeu, pe mine nu a ajutat Dumnezeu am cerut ceva, nu mi-a dat, pare rău, plec din biserică. Dragii mei, și dacă Dumnezeu ne ascultă unele cereri, Dumnezeu ne iubește. Și noi trebuie să rămânem în casa Lui Dumnezeu, indiferent dacă Dumnezeu răspunde la unele rugăciuni sau nu, pentru că El este Tatăl nostru, noi suntem mântuiți prin jertfa Domnului Iisus. Nu vă părăsiți adunarea voastră, nu vă abateți de la calea îngustă, E foarte greu în situație ca a lui Iov să rămâi neprihănit. A fost chemat de un coleg de facultate la mormântarea primului copil. Foarte greu să predici la mormântarea unei cunoștințe la care a murit primul copil. Nu era mult, eram în, aici la Cintorul Lucovski, Capela Oroșenească în interior. N-am fost în viața mea la o mormântare mai sumbră. Erau priviri împietrite, parcă era strigăt de ce Dumnezeu ai permis, eu spocăit, de ce ai permis să moară primul copil. Sunt unii care se lasă de credință, fiindcă sunt nemulțumiți de Dumnezeu. Doamne, mi-e foarte greu să predic aici. Și mă uit uită textul din Iov când la Iov i-au murit copiii. Și am zis părinților care erau tăcuți, aveți curajul să spuneți ce a zis Iov? Iov a zis, Domnul a dat, după ce a murit copiii Părinții au zis, Domnul a dat. Dați-mi voie să vă mai întreb. Aveți curajul să spuneți ce a continuat Iov? Domnul a luat. Aici deja s-a oprit. Nu prea să zic că Domnul a luat. Totuși au zis, Domnul a luat. Aveți curajul să spuneți totuși cum a terminat Iov? Numele lui fie binecuvântat. În momentul în care au zis numele lui să fie binecuvântat, a fost o despăvărare la mormântare. Părinții au lăsat totul în mâna lui Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui fie binecuvântat. E greu să rămâi neprihănit dacă ai încercă lui Iov. E greu când cei din jur zic, bleastă pe Dumnezeu și mori, când cei din jur vin cu minciuni să te copleșească. Dar Dumnezeu să ne dea rezistență. Să ne dea rezistență neprihănirii. Să nu fim ca acel neprihănit despre care vorbește Ezechiel, dar care se abate de neprihănirea lui și toată neprihănirea lui va fi uitată. Să fim aceia care au pornit pe calea îngustă și merg până la capăt. Dumnezeu să ne ajute. Avem un mare om care a avut îndoială. Pentru mine e cea mai mare enigmă din Noul Testament, la ce mă refer acum. Ioan Botezătorul, un om prin care s-au pocăit mii de oameni, mulțimi imense, a avut îndoială în Domnul Isus Hristos. Și să vedem Scriptura, ce zice? Matei, capitolul 10, de la versetul 2 la 6. Care a fost îndoiala lui Ioan Botezătorul? Îndoiala lui Ioan Botezătorul. Marcu 10, cu 2 la 6. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu am notat corect, scuze. Vine la Isus. Întrebarea din partea Ioan Botezătorul. Tu ești sau să așteptăm pe altul? Vă dați seama, când am citit lucrurile acestea. Adică Ioan Botezătorul prin care mii de oameni au venit la pocăință, să aibă îndoială aceasta. Tu ești sau așteptăm. Pe, pe care angustă a apărut îndoiala? Am aflat de păstori care au devenit atei. Atei. Și în Oradea am avut un exemplu. Păstor care a păstrit o și a devenit ateu. Îndoiala. Pe calea îngustă, îndoiala. Ioan Botezătorul a avut îndoială în Domnul Isus Hristos și a avut o mare celebritate. Dragii mei, pe calea îngustă, îndoiala te distruge? Dumnezeu să ne dea rezistența neprihănirii. Avem nevoie de această rezistență a neprihănirii. Pentru că dacă nu avem această rezistență a neprihănirii, ne vom duce. Dacă ne uităm la Daniel 6, vedem Daniel rugăciunea și groapa cu lei. A dat împăratul lege. Nimeni nu se roagă 30 de zile. Nimeni! Daniel s-a urcat, deschis geamurile, s-a rugat de trei ori pe zi, în genunchiar și l-a pe Dumnezeu. A fost prins în timpul rugăciunii. A fost aruncat în groapa cu lei. Era dilema lui Daniel. 30 de zile nu mă rog și scap. 30 de zile renunț la neprihănire și apoi reiau neprihănirea. Fac pauze de 30 de zile de neprihănire. Daniel a zis, și dacă voi fi aruncat în groapa cu lei, eu merg pe drumul neprihănirii. Eu am rezistența neprihănirii, eu o să mă rog. Eu voi rămâne neprihănit. Mulți așa judecă. Acum fac pauză neprihănire, șapte zile, treizeci de zile, până rezolvă problema și apoi înainte. Rezistența neprihănirii este foarte importantă. Dumnezeu să ne ajute să avem rezistența neprihănirii. Dacă avem rezistență neprihănirii pe calea îngustă, vom birui. Deci primul domeniu de rezistență pe calea îngustă este această rezistență neprihănirii. Al doilea domeniu este rezistența la ispite. Matei, capitolul 4, vedem că Isus este ispitit. Șarpele, satana, vine să-L ispitească pe Isus. Ispitit să facă din pietre pâini, ispitit să arunce de pe templu, ispitit să se închine satanei, ispitit în pustie. Noi trebuie să rezistăm la e al doilea domeniu de rezistență. Ispita, vor fi ispite pe cale angustă. Problema este ce faci cu ispitele pe cale angustă? Ce faci? Știți cum s-a apărat Isus? Este? De ce trebuie să știm Scriptura? În Efesen 6 se spune despre Biblie că este sabia Duhului Sfânt. Cu această sabie te lupți și cu satana. Este sabia Duhului Sfânt. Este scris. Nu ne putem apăra cu altceva decât cu Biblia. De aceea trebuie să ne însușim cuvântul lui Dumnezeu, să fie din plină noi cuvântul lui Dumnezeu. Este scris. Referitor la ispită, vedem că Anania și Safira nu au avut rezistență. În fapte, capitolul 5, vedem asta. Fiți atenți, vă întreb, erau membri în biserică Anania și Safira? Da, erau membri în biserica primară. Deci erau credincioși au căzut la ispită. Și vi s că ispita asta e ispită subtilă. Noi vorbim de ispite publice, dar sunt și ispite subtile. Este această ispită a mândriei și a minciunii. Au vândut o moșoară și au presupus, au pretins că au dat toți banii, dar n-au dat toți banii. Poate vei spune, da, ce, e o mare... asta este o mare ispită, asta e o mare problemă, minciuna, e o mare problemă. Au vrut să fie și ei mari în ochii altora, dar... Știți ce zice Scriptura? Au mințit pe Duhul Sfânt. Minciuna lor a fost minciună contra Duhului Sfânt. Și au murit, au plătit cu viața amândoi ispita asta a mândriei, ispita asta a minciunii, Dumnezeu să ne păzească. Pe care am ispitele astea subtile, minciuna e subtilă, mândria e subtilă și dintr-o dată se cuibărește noi mândria, se cuibărește noi minciuna și ne mirăm de ce ne îndepărtăm de calea angustă. Ne mirăm. Știți care continent? E continentul unde se labă cei mai mulți de creștinism? Europa. Sute și sute de biserici se închid, se vor închide și mai multe în Occident, se leapă de creștinism, abandonează. Au pornit poate când erau în copilărie pe calea creștinismului Europa este continentul cu cea mai mare apostazie, este continentul cu cea mai mare lepădare de creștinism. nu mai vrem credința creștină, nu mai avem pe Hristos. În Grecia, unii au trecut deja la zei olimpii, olimpici, la religiile vechi, dinainte de creștinism. O altă ispită subtilă este ispita bitiniei. În fapte 16 cu 7 citim, se pregăteau să intre în bitinia, dar Duhul Iisus nu le-a dat voie. De fiți atenți, cine a fost ispitit? Apostolul Pavel. Deci sunt ispite la care nu ne-am gândit. Da, avem noi câteva ispite cunoscute, dar alea subtile, câteodată alea ne termină pe noi, la care nu ne gândim, că alea le gândim, ne așteptăm. A vrut să intre în bitine Apostolul Pavel, dar nu era voia lui Dumnezeu. Deci, nu știu cum a gândit Pavel, nu știu ce a plăcea atracția cu bitinea pentru Pavel, dar n-a fost voia lui Dumnezeu. Deci, Câteodată să facem lucruri bune, asta înseamnă bitinea, dar care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Păi nu era un lucru rău să meargă să vestească Evanghelia, să planteze biserică. Dar nu era voia lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu are prioritățile Lui. Chiar și la lucruri bune, Dumnezeu are prioritățile Lui. Nu Bitinia era și era Macedonia, era Europa în prim plan, nu era Asia mică. Spune Iacov despre anumite obiceiuri din biserica primară, se vor duce să facă negustorie, vor sta un an și spune în Iacov 4 cu 15, dacă vrea Domnul vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucruri. Dacă Domnul va voi, vom face cu tare sau cu tare lucruri. Dacă Domnul va voi. Viața noastră este sub controlul lui Dumnezeu. Dacă Domnul va voi. Și repet, nu sunt lucruri spirituale, e vorba de lucruri materiale, e vorba de comerț. Dacă Domnul va voi, vom face. Există ispite subtile, ispite a bitiniei, în cele mai subtile ispite la adresa credincioșilor. Să facă activități, dar care nu sunt după voia Lui Dumnezeu. Nu sunt activități imorale. Bitinia nu era imoral, dar nu era prioritară în ochii Lui Dumnezeu. Era un efort la care Duhul Sfânt nu vrea ca Pavel să se, să, să se dăruiască, să-și dăruiască inima pentru bitinea Și Duhul Sfânt l-a oprit. Oare ne lăsăm opriți și noi de Duhul Sfânt? Ne lăsăm opriți de Duhul Sfânt? Că aici, așa a birit Pavel Ispita, s-a lăsat oprit de Duhul Sfânt. De aceea trebuie să aducem înaintea Lui Dumnezeu ceea ce facem, planurile noastre. Să vorbim, încredințează, îți spune așa Ampsan, nu? Planurile mâna Lui Dumnezeu. Și în proverbe este această idee, să ne încredințăm planurile, să ne încredințăm gândurile mâna Lui Dumnezeu, să vorbim cu Dumnezeu despre planurile noastre, să vorbim cu Dumnezeu despre ce vrem să facem, cum vrem să facem, să împărtășim cu Dumnezeu. Asta înseamnă umblare cu Dumnezeu. Sau tu îți faci planurile și nu te interesează să, zici, să, nu, să vorbești cu Dumnezeu nimic. Altă ispită pe care vreau să o duc este Ispita din Eden. În Geneza 3. Vedem Ispiterea din Eden. Știți care a fost problema? Că noi de multe ori știți ce zicem. Păi o căzut în Ispită că era imatur. O căzut în Ispită că era imperfect. Hai să vedem în dacă erau imperfecți. Nu, erau perfecți. Adam și Eva erau perfecți. Dumnezeu n-a făcut oameni imperfecți. Și fiți atenți, au fost făcuți oameni maturi, nu au fost făcuți copilași, nu au fost făcuți adolescenți. Adam și Eva au fost creați ca oameni maturi, oameni perfecți. Și au căzut în ispită. Deci e insuficientă scuza oamenii maturi imperfecți. Nu. Ispita e o problemă de alegere. Depinde de mine dacă zic da sau nu ispitei. Pe calea îngustă avem mii și zeci de mii de ispite, depinde cât trăim. Noi trebuie să zicem nu la fiecare ispită. Să nu ne scuzăm că suntem imaturi și imperfecți. Știți de ce? Dumnezeu a făcut o promisiune, că nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre. Deci dacă eu sunt matur, nu permite ispită mai mult decât pot, pot purta. Eu la nicio ispită nu pot să zic peste puterile mele. Dragii mei, Dumnezeu veghează la toate ispitele noastre, slăvit să fie El. Nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre. Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să o putem răbda. Vedeți cât de controlați și supravegheați suntem de Dumnezeu. Dumnezeu se uită la fiecare ispită. Dumnezeu nu permite o ispită mai mare decât o pot purta și pregătește ieșirea. În Eden, doi oameni perfecți au căzut în ispită. Doi oameni maturi au căzut în ispită, fiindcă ispita este o alegere. Au adoptat gândirea șarpelui. Când Eva a asimilat gândirea șarpelui, a căzut în ispită. Deci pleacă de la gândirea noastră. Cum gândim? Ce gândim? Dumnezeu să ne păzească gândurile. Orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Cea mai bună metodă de apărare la ispita gândurilor. Cea mai bună metodă de apărare la ispite, gândurile noastre să fie supuse lui Isus Hristos. Știți care era gândirea șarpelui? Dumnezeu minte. Dumnezeu e fără caracter. Dumnezeu nu vrea bine lui Adam, nici lui Eva. Hotărât că nu veți muri. Păi zice, vom muri. Dacă luăm din fructul oprit, vom muri. Ce zice șarpele? Nu să muriți. Minișună. Astea sunt. Și a adoptat gândirea șarpelui. Omenirea încet adoptă gândirea șarpelui. Neomarxismul este un aspect din gândirea șarpelui. Cultura woke, care face ravage în Occident, este parte din gândirea șarpelui. Adică nu avem nevoie de Dumnezeu, nu este o moralitate biblică, totul e relativ fac ce vreau. Cam la asta se rezumă. Dumnezeu, ori inexistent, ori nu-i pasă de mine. Gândirea șarpelui, dacă e gândirea care devine gândirea mea, eu sunt deja aproape de cădere. Dumnezeu să ne dea gândirea lui Hristos. Sunt aceste două tipuri de gândire în conflict. Gândirea lui Hristos și gândirea șarpelui. Adam și Eva au adoptat gândirea șarpelui și au căzut. Dacă n-ar fi adoptat gândirea așa n-ar fi crezut. N-ar fi căzut. Deci, foarte mult gândează cum gândim. Adevărata noastră personalitate este gândirea noastră. Cum gândim. Și că unii una gândesc, alta vorbesc, alta fac. Așa Foarte fals. Referitor la Ispita, Iacov, 1 cu 12 până la 15, spune: Ferice de cel ce rab de Ispita. Și ispita trebuie răbdată. Dumnezeu îți va da premiu. Dumnezeu te va premia. Dacă rabzi ispita, poftele noastre, dacă le ascultăm, suntem duși în ispita. Ferice de cel ce rabde ispita, Dumnezeu să ne ajute să răbdăm orice ispita. Știți, dragii mei, care e dorința mele? Toți din Betel, care am pornit pe calea îngustă, să ducem până la capăt alergarea noastră. Să avem această rezistență la ispite. Al treilea domeniu de rezistență este rezistența la încercări. Apostolul Pavel a fost încercat în 2 Corinteni 11, cu 23 și în continuare Vedem multe din încercările lui. Să citez 2 Corinteni 11 cu 23. Sunt ei slujitori lui Hristos? Vorbesc ca au ieșit din minți. Eu sunt și mai mult. În ostenel și mai mult în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în de moarte. De cinci ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De trei ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De trei ori s-a sfrămat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Poate vom zice, dar prea multe încercări. Bătut, naufragiat, dar să stai o noapte și o zi în adâncul mării prea de tot. Aceste încercări nu l-au făcut pe Pavel să se îndepărteze de la Domnul, a rămas lângă Domnul. Indiferent cât de grele ar fi încercările, noi trebuie să rămânem lângă Domnul. Vedem la Daniel încercarea cuptor de foc în Daniel 3. Și aici a fost, te închini sau nu te închini? este proba închinării. De fapt, cuptorul de foc este proba închinării. La cine te închini? Te închini la Dumnezeu sau te închini la altceva? În primele două, trei secole au murit foarte mulți martiri. Știți de ce? Trebuiau să se închine la cezar, la împăratul roman și refuzau să se închine. Încercarea aceasta a cuptorului de foc. Însă, știți care este atitudinea lui Petru 1, Petru 4 cu 12? Să nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce încercarea de foc din mijlocul vostru. Unele încercări sunt de foc, unele încercări sunt mai puțin intense. Nu știu ce fel de încercări sunt încercările prin care treci, dar Dumnezeu să te ajute să treci biritor, prin încercări. Pe calea angustă avem încercări, unor încercări de foc. Dacă ar fi să fac un clasament al încercărilor, știți ce încercare aș pune pe primul loc? O încercare care nu-mi place. Vă rog ca Domnul să mă păzească de ea. Se numește Sita Satanei. Luca 22, cu 31, vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre acest lucru. Zice Cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Domnul a zis, Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca greul. Dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta, după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întrești pe frate. Adică sita satanei. Și ce se întâmplă? Când intri în sita satanei, unor poate fi fulgeritor. Totul în jurul tău e haos și tu nu înțelegi nimic. Totul în jurul tău. Bol, accidente, moarte, ocară, tot în jurul tău. Satana însă nu te pune în sita lui fără permisiunea lui Dumnezeu și asta mă liniștește. Fiți rog foarte atenți! Satana va cerut să vă cearnă! Sita satanei, mi se pare cea mai grea încercare să fii în sita satanei, că ăsta nu are milă de tine. Ăsta. Satana nu are milă de nimeni, Dumnezeu mai are milă. Și știți care este obiectivul unu când te cerne satana? Să-ți pierd credința. Un om care și-a pierdut credința a pierdut de fapt calea îngustă. Dacă ți-ai pierdut credința, te ai te a bătut total de calea îngustă. Și Isus se roagă, știți cum se roagă Isus? Să nu se piardă credința ta. Și după ce te întorci, să întrești pe frații tăi. Dragii mei, să nu se piardă credința noastră. Poate unul sau doi sau cine știe cât sunt în sita satanilor actuală și ne rugăm așa ca biserică, Doamne, să nu se piardă credința. Să-și păstreze credința când e cernut de satana. Mi se pare încercarea numărul unu. Și ținta este credința ta. Și apoi zice, după ce te întorci, după ce ești din sita satanii, să întărești, așa spune Cuvântul lui Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Deci, experiența pe care am avut-o în această încercare ne ajută să întărim pe alții. Pe calea îngustă vom avea încercări. Pe calea îngustă vor fi însă și dureri despre care vorbește Apocalipsa 2 cu 10. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unul din voi ca să vă încerce. De ca să vă încerce, diavolul, vă aruncă în temniță. Veți avea un necaz de 10 zile, fii de jos până la moarte și îți voi da cuna vieții. Temnița să știți că e un loc de încercare. Unii se sinucid în temniță. Chiar a fost un caz în Oradea, unul să a sinucis în temniță. Și diavolul vă aruncă în temniță să vă încerce. indiferent ce încercări avem în viață. Noi să spunem așa, Doamne, te voi iubi până la capăt. Indiferent prin ce cuptoare trec, Doamne, voi rămâne lângă Tine și dacă nu-mi răspunzi la rugăciuni, eu voi fi lângă Tine, eu te voi iubi. Că mai mult contează iubirea ta față de mine, față de dorința mea, care s-ar putea să zică domnul că va fi chiar distructivă pentru mine dacă domnul ar împlini o Al patrulea domeniu de rezistență este rezistența la suferință. Poate unii rezistă la rezistența neprihănirii, unii rezistă la rezistența ispitirii, unii rezistă la rezistența încercărilor, dar nu rezistă la suferință. Nu rezistă la, la suferință. În Filipeni, nu cu 29, ni se spune: Ni s-a dat harul, nu numai să credem în El, ci să și pătimiți pentru El. Adică e un har să suferi pentru Hristos. Sunt oameni care au murit. La începutul cultului pentecostal, regimul interbelic îi ducea kilometri în șeri, bagiocoriți pe credincioși unii erau bătuți și apoi mureau în urma băteilor. Regimul comunist la fel, dar lucra mai cu mânuși regimul comunist. Era suferință. Ce faci când vine suferința pe calea îngustă? Este o învățătură falsă care circulă în România. Că Dumnezeu, dacă ești credincios, te va feri de suferință. E fals, nu te va feri de suferință că niciun credincios nu are voie să sufere. Vedem, Hristos a suferit, Pavel a suferit și noi avem harul să pătimim pentru el. În Matei 13, cu 20 și 21, se spune, Cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Și necazul din pricina cuvintelor te face să te lepezi. Necazul. Mă leapă de cuvânt, mă leapă de pocăință, n-am nevoie de pocăință. Spune, Cuvântul lui Dumnezeu de această suferință a cuvintelor. Să știți, cuvintele rănesc ca și sabia. Este suferința cuvintelor. Sufer din cauza cuvintelor. Marcu 3, 20 cu 22, vedem cum au spus rudenile despre Isus și a ieșit din minți. Rudenile au zis și a ieșit din minți. Adică este nebun. Cărturile ziceau că este satan, satanist, umplut de satana. Fie. Că ești de la satan, că ești nebun. Cuvintele, te dor. Și mă când unul se pochește, multe rudeni zic, e nebun, fanatic. Chiar recent a dat un interviu viceprimarul Teofil Filimon, care e pocăit, să ne rugăm pentru autoritățile oradiei, și spunea că neoprotestanții sunt priviți ca fanatici. Deci eu nu sunt fanatic, zice. Exact cum a zis Rudenul și de minți, e fanatic. Suferința cuvintelor. Sunt cuvinte care te dor. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 5, 11. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vor ocărâ, vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și nedevete împotriva voastră. Adică tot felul. Vor fi varietate de cuvinte împotriva voastră și cuvintele astea dor. Luca 6 cu 22 spune, fericit de voi când oamenii vor urâ, vă vor izgoni dintre ei, vor ocărâ și vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina fiului omului. Cuvinte de ură. Un alt aspect al suferinței este suferința relațională. Relații rupte care te dor. Pe calea îngustă uneori se rup relații și alea dor. Și spune Luca 21,16 Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri și vor omorâ pe mulți dintre voi. Profeție despre viitor. Prieteni, frați, rudenii, părinți. Asta e suferința relațională, adică oamenii pe care ai iubit, oamenii care ai avut încredere, te vor face să suferi, fiindcă ești pe calea îngustă. Nu fiindcă ești interlop, nu fiindcă ești infractor, nu pentru asta suferi, suferi fiindcă ești pe calea îngustă și trebuie să fim realiști. Pe calea îngustă ai și această suferință relațională. Marcu 13,12 cu spune, fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților și îi vor omorâ. Și asta este suferință relațională. Copilul pe care l-ai iubit, copilul pe care l-ai crescut, Copilul pe care l-ai sărutat se scoală împotriva ta, fiindcă ești pe calea îngustă și te va omorâ. Așa este profeția. Să avem rezistență relațională. Tata ne iubește. Și chiar dacă oamenii care se luptă în contra noastră și oameni dragi, care noi trebuie să rămânem lângă Isus. Dragii mei, indiferent ce suferință relațională avem, trebuie să rămânem lângă Isus. Și Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Și un ultim aspect la care vreau să mă opresc la suferință, este suferința fizică. Ioan 16,2 Va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Omorârea ta. Și ei cred că fac asta pentru Dumnezeu. Înseamnă că mintea lor e atât de pervertită încât consideră că e un act religios să te omoare. Remarcul Marcu cu veți fi bătuți în sinagogi. Veți fi bătuți bătaia, omorârea și nu că 21 cu 12 spune vă vor arunca în temnițe. Dragii mei, pe calea îngustă e luptă. Noi trebuie să avem rezistență pe calea îngustă. Dumnezeu să ne ajute. Amen. Toți care am început drumul pe calea îngustă să mergem până la, până la capă. Dumnezeu să ne ajute. Amen. Și dacă sunt unii care s-au abătut, Dumnezeu să-i aducă înapoi pe calea îngustă. Dacă sunt unii care au căzut, Dumnezeu să-i ridice. Dacă sunt unii care își chiopătează pe calea îngustă, Dumnezeu să-i vindece. Dumnezeu să-i dea rezistența neprihănirii. Rămânem. Nu ne vrem să ne abatem de la neprihănirii, vrem să rămânem oameni neprihăniți. Să-i dea rezistența la ispită. Ferice cel ce răbdă ispită. Ca nu cumva ispita să ne arunce pe calea îngustă, fiindcă zicem da ispitei. Dumnezeu să ne dea harul să rezistăm în încercări, chiar în încercări de foc, chiar în sita satanii. să nu ne pierdem credința, să rămânem cu credința și Dumnezeu să ne ajute și la această rezistență a suferinței. Poporul Domnului este un popor pe cale îngustă, dar pe cale îngustă trebuie să rezistăm. Domne, dă-ne putere să rezistăm! Domne, dă-ne energie să mergem înainte! Și dacă sunt unii căzuți, să-i ridicăm și să mergem împreună cu ei. Amin.